Este vorba despre casiera și contabila primăriei comunei Giurgiu Venedaia, care a fost reținută de polițiști pe 25 iunie în urma unor percheziții domiciliare. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Giurgiu au documentat și probat activitatea infracțională a două femei de 53 și respectiv 47 de ani, ambele din comuna Daia, județul Giurgiu. Din cercetări s-a stabilit că în perioada 1.1.2010-16.10.2013 la primăria Daia s-au efectuat plăți nelegale în sumă de 758.199 de lei pentru drepturi de personal, drepturi de asistență socială, respectiv bunuri și servicii, fără a avea la bază documente justificative care să ateste existența obligației de plată și confirmarea prin semnătură a primirii sumelor de către persoanele îndreptățite în acest sens. Prejudiciul adus bugetului local în perioada respectivă se ridică la suma de 935.163 de lei. În dimineața zilei de 25.06.2014, polițiștii în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor și Serviciului de Acțiuni Speciale de la IPJ Giurgiu au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, fiind vizate domiciliile celor două femei, ocazie cu care s-a indisponibilizat și declarat ca sechestrat o cotă parte din imobilul cu destinația de locuință aparținând uneia dintre funcționare, bună în valoare aproximativă de 50.000 de lei. În aceea zi, față de cele două persoane s-a dispus măsura reținerii, apoi au fost prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu și respectiv judecătoriei Giurgiu, cu propunerea de arestare preventivă. Sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, fals intelectual și uz de fals, instanța a emis pe numele lor mandate de arestare la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.